simțit vreodată că nu mai ai puterea să fii pe scenă? Pe scena teatrului? Pe scenă, da. În sau general, pe scenă? În general, pe scenă. Da, când m-am lăsat de dans sportiv, am simțit că s-a încheiat o parte din viața mea. Am făcut dans sportiv de performanță, evident, gimnastică, balet în trecut și la un moment dat mi se părea că nu mai duce nicăieri. Cred că ăla a fost momentul meu de cumpănă profesională. Probabil dacă aș fi continuat, aș fi fost, nu știu, arbitru, profesor de dans pe acolo. Dar așa, acum, în perioada asta, nu simt că am ajuns la capacitatea maximă pe scenă. Adică consider că încă este loc pentru mine și în sufletul meu pentru personaje noi. Cu siguranță. Și spui despre tine că ești un om simplu, chiar primitiv. Acestea sunt cuvintele tale. Da. Și vreau să te citesc dintr-o altă declarație pe care ai dat-o. Sunt o femeie normală, nu am așteptări prea mari, nu sunt sofisticată, nu m-am răsfățat niciodată foarte tare. Inclusiv tot ce se întâmplă în viața mea și faptul că sunt în lumina reflectoarelor e ciudat. Adică nu sunt neapărat în confort, nu e ceva fără de care nu aș putea să trăiesc. Absolut, au fost perioade în viața mea când nu am fost în lumina reflectoarelor și am trăit foarte bine. Eu am visat că o să fiu un asistent social, că voi lucra în ONG-uri, că voi ajuta persoane care au probleme. Fac în continuare lucrurile acestea în spatele personalității publice. Sunt momente când fac publice campaniile în care sunt implicată și umanitare, și unele nu. Dar, totodată, chiar sunt un om care ia lucrurile așa cum vin. Nu am făcut niciodată o dramă din faptul că nu am fost în prim plan, chiar deloc. Adică nu am simțit lipsa tabloidelor și deși nu prea am ieșit din vizorul lor, nu am simțit lipsa. Tocmai de aceea mi-am permis că într-o perioadă foarte lungă de timp să refuz proiectele de televiziune, pentru că nu am considerat că există ceva care să mi se potrivească în televiziune. În momentul ăsta sunt cam tot pe acolo, adică consider că dacă mă veți vedea în televiziune, va fi un proiect care consider că mi se potrivește 100%. Nu voi face compromisul, pentru că mi se pare că aș lăsa partea personală, familia pe planul 2 și nu ar merita asta decât dacă ar fi ceva cu adevărat să mă împlinească din toate punctele de vedere. E o etapă de căutare, îmi doresc foarte mult să revin în televiziune, dar cu ceva ce să mi se potrivească. E o etapă de căutare. Da. Foarte frumos spus. Dar, ascultând declarațiile acestea și fanii tăi, oamenii care te iubesc, se gândesc că poate ai vrut să renunți la actorie sau te-ai gândit vreodată să renunți la a fi persoană publică? Nu cred că poți să renunți conștient la asta. Adică conștient, da, nu mai vreau să mă duc la emisiuni, nu mai vreau să vorbesc despre mine, nu mai vreau să vorbesc despre proiectele mele. Eu niciodată nu am renunțat la actorie. Da. În toată perioada aceasta, deși nu au fost neapărat nu știu câte lungmetraje sau seriale în care am jucat, în ultima perioadă au fost foarte multe spectacole de teatru. Practic eu mi-am exercitat meseria de actriță într-un spațiu mai restrâns, acolo unde mi-a plăcut foarte mult, unde îmi place în continuare și unde voi reveni din toamnă, pentru că s-a încheiat stagiunea. Da. Deci, cumva, în presă întotdeauna am avut un loc în sufletele oamenilor și, practic, am continuat în mediul online, de unde cam tot timpul s-au preluat știri și în presă.